Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Pe parcursul zilei de duminică, peste 500 de locuitori ai Râmnicului au prins lumânări și au depus flori în amintirea tinerilor uciși într-un club din București. Nu au fost doar tineri, au venit și părinți care au copii studenți în capitală și care s-au pus pentru câteva minute în pielea celor care i-au pierdut. În parcul Mircea cel Bătrân a fost prezentă o mare tăcută de oameni care n-a strigat și n-a protestat. A lăsat doar lumânări și lacrimi. Între ele, o scrisoare semnată de o adolescentă și un trandafir alb ca semn de solidaritate și aducere aminte.